Gata, s-a dat drumul, Armand. Puteți. Da. Bună seara! Da, bună seara! Andrei este președintele GDS-ului, este un proiect desfășurat prin Grupul pentru Dialog Social și Revista 22. Andrei Cornea, te invităm să deschizi. Bună seara! Mă bucur să vă invit din nou la cafenelele civice ale organizate de Grupul pentru Dialog Social și finanțate de Ambasada Statelor Unite ale Americii. Astăzi, a treia întâlnire, a treia cafenea, să spunem așa, are un titlu foarte actual, mai actual decât el nu se poate. De la prăbușirea URSS la războiul din Ucraina și implicațiile pentru flancul estic NATO, este titlul. Și profesor Armand Goșu este moderatorul acestei întâlniri. Îl rog pe Armand să modereze. Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc colegilor care au acceptat invitația de a vorbi în această seară. Mulțumesc studenților și masteranților care mi s-au alăturat și mulțumesc celor care înțeleg că au manifestat destul de mult interesul, ne urmăresc pe rețelele sociale. Astăzi e un moment dramatic. Mâine se împlinește o lună de când Rusia a invadat Ucraina. S-a terminat o epocă odată cu acest război. S-a terminat epoca post-sovietică în spațiul eurasiatic, epoca care a debutat cu prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991. Vă propun să începem această discuție prin a porni de la mic spre mare. Pe mine și pe noi ar trebui să ne intereseze foarte mult să încercăm o primă evaluare asupra politicii externe a României în aceste trei decenii. E o politică de succes, sau nu, sigur, România a înregistrat mai succese, dar în alte direcții, spre vest, NATO, Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat în politica estică răsăritană a României? E o întrebare cu care aș începe orice discuție, o întrebare pe legat de ce se întâmplă, o întrebare pe care văd că lumea o evită, fie în presă, fie în dezbaterile academice sau mai puțin academice. Și am decis să invit la această discuție pentru acest subiect pe titularea cursului de istorie de politică externă a României la Facultatea de Științe Politice pe colega noastră, doamna profesoară Ruxandra Ivan. Dragă Ruxandra, floor is yours. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș începe prin a felicita grupul de dialog social și pe profesor Armand Goșu pentru faptul că în sfârșit avem un panel cu echilibru de gen în această problemă. Foarte multă lume a observat că vocile feminine lipsesc din dezbaterea publică referitoare la evenimentele contemporane și cumva pare că am intrat din nou într-o epocă în care afacerile publice sunt apanajul bărbaților, ceea ce nu are cum să fie un lucru bun. De aceea mi se pare că este o inițiativă binevenită, pentru care mulțumesc și în numele colegelor mele. În al doilea rând, aș vrea să mă refer puțin la subiectul care îmi revine în această dezbatere, când am discutat cu Armand despre cum vom organiza și mi-a spus că ar trebui să vorbesc despre politica estică a României. A fost un moment de tăcere, după care pe amândoi ne-a pufnit râsul, pentru că ne-am dat seama amândoi că ar fi puțin cam mult să spunem că România are o politică a Estului coerentă. Așadar, ce voi face în următoarele 10 minute este mai degrabă să încerc să explic istoria acestui de ce nu are România o politică a Estului și de ce nu și-o poate face peste noapte. Bine, punctul acesta am putea să-l expediem destul de rapid spunând că
politica externă este un proces care are loc pe termen lung și care are, se cristalizează în timp și creează oarecare dependență de cale, motiv pentru care este greu de văzut, e greu să ne închipuim că pot exista turnuri în politica externă foarte, foarte rapide, nu există prea multă flexibilitate. Faptul că România nu are de fapt o politică estică, se poate cumva argumenta că statele vecine dinspre est au particularități care face ca o abordare generală a spațiului estic să nu țină seama de aceste nuanțe, ceea ce este pe de o parte adevărat, pe de altă parte este necesară totuși o perspectivă geopolitică mai generală în orice politică externă care să vadă un pic dinamicile regionale și globale și să le pună în această perspectivă mai generală, motiv pentru care o să anunț de pe acum concluzia că ar fi necesară în politica externă românească o reflecție puțin mai elaborată și în același timp puțin mai abstractă cumva asupra acestor dinamici. Așadar, de ce nu avem o politică a Estului? Foarte multe din aceste stângăcii care au putut fi observate în politica românească față de spațiu estic sunt legate de modul în care a debutat politica externă postcomunistă a României. Să ne amintim că am avut la începutul anilor 1990 două elemente de context extrem de instabile. Pe de o parte am avut o instabilitate foarte mare în mediul extern, în mediul internațional, unde sfârșitul bipolarității a dus la o reorganizare generală a structurii sistemului ca atare. În al doilea rând, mediul intern a fost la rândul lui extrem de instabil, a fost nevoie de o refondare a regimului politic, de reinventarea democrației, de reconstituirea instituțiilor statului. Ori decidenții de politică externă s-au aflat în mijlocul tuturor acestor chestiuni extrem de instabile și au avut nevoie să găsească o bază solidă pentru deciziile lor de politică externă. Și cumva această bază solidă a fost moștenirea istorică sau mai degrabă modul cum decidenții de politică externă au perceput și au înțeles să transpună într-o politică coerentă moștenirea istorică. Motiv pentru care în anii 90 avem foarte multe discuții în spațiul cultural românesc și în politica externă referitoare la un fel de continuitate sau un fel de revenire la status quo ante. S-a vorbit, de exemplu, foarte mult în anii 90 despre teritoriile pierdute de România în favoarea URSS-ului după cel de-al doilea război mondial. Și asta este o chestiune care a marcat foarte puternic atât relația noastră cu Republica Moldova, cât și pe cea cu Ucraina. În ceea ce privește relația cu Republica, și este foarte interesant de urmărit, de fapt, cum reluarea tuturor relațiilor bilaterale cu vecinii în anii 90 au fost grevate de o chestiune istorică problematică. De exemplu, în relațiile cu Ungaria au revenit pe ordinea zilei faimoasele discuții despre cine au fost primi în Transilvania. În chestiunea Republicii Moldova, cumva una din întrebările istorice care au fost la ordinea zilei atunci a fost: sunt moldovenii români sau sunt un popor separat? Și de aici au apărut inclusiv anumite, cum să spun, nu neapărat tensiuni, dar anumite divergențe de perspectivă în relațiile bilaterale. De altfel, vă reamintesc că Republica Moldova, deși o considerăm o țară soră, ca să spunem așa, se spune foarte frecvent, nu-i așa, frații noștri de peste Prut, Republica Moldova este singurul vecin al României cu care nu avem un tratat politic bilateral de bază, cu ceilalți vecini ai României s-au semnat tratate în anii 90. Și este foarte interesant, s-a scris puțin, nu foarte mult, despre motivele pentru care nu avem acest tratat bilateral. Unul din motive este insistența României de a face o referire la pactul Ribbentrop-Molotov în preambulul tratatului. Un alt motiv este că nu s-a găsit un consens asupra definirii
în preambul a relației bilaterale. Este o relație de cooperare și bună vecinătate, așa cum ar fi vrut Republica Moldova, sau este o relație de fraternitate, așa cum a propus în repetate rânduri România. Așadar, de la început, viziunea României și a Republicii Moldova asupra relației bilaterale a fost oarecum divergentă. România vedea relația ca pe relația între cele două state germane în timpul războiului rece, în timp ce mai degrabă Republica Moldova o vedea ca pe relația între Germania și Austria. Cumva perspectiva aceasta a României de a insista asupra moștenirilor istorice, asupra fraternității și cumva asupra recuperării teritoriilor în raport cu Ucraina a grevat relațiile bilaterale, pentru că atitudinea aceasta de fapt era o atitudine care amenința statalitatea celor doi vecini, nu? Principalul interes al oricărui stat este supraviețuirea și menținerea integrității teritoriale. Așadar, faptul că România, chiar în declarația de recunoaștere a independenței Ucrainei, de exemplu, spune că faptul că recunoaștem Ucraina, există așa o formulare în declarația de recunoaștere a Guvernului României, acest lucru nu înseamnă recunoașterea includerii în teritoriu statului ucrainean independent a Bucovinei de Nord, a regiunii Herța, Hotin și a sudului Basarabiei. Așadar, cumva de la început a existat această tensiune legată de insistența prea mare asupra moștenirii istorice. În timp ce, de exemplu, în relația Ucrainei cu Polonia, deși ar fi putut exista acest gen de referințe teritoriale, relația dintre Ucraina și Polonia a fost unul dintre cele mai bune exemple de reconciliere istorică din perioada post-război rece. În ceea ce privește relația României cu Rusia, aici iarăși cumva moștenirea istorică de fapt a împiedicat o perspectivă pragmatică asupra acestei relații și percepția decidenților asupra Rusiei a împiedicat această perspectivă, pentru că cel puțin în anii 90 cumva teama de Rusia în România era atât de mare încât decidenții au preferat mai degrabă să ignore complet această relație bilaterală, și atunci când nu au ignorat-o s-au întâmplat câțiva faux pas extrem de surprinzători. Nu? Amintesc, de exemplu, tratatul dintre România și URSS semnat în anul 1991, înainte de dezmembrarea URSS-ului, este singurul tratat de acest tip pe care un fost stat socialist l-a semnat cu URSS-ul după căderea comunismelor, și care avea un articol care prevedea că părțile se vor abține de la intrarea în orice alianță care ar putea amenința interesele celelalte părți. Practic, prin semnarea acestui tratat, România se angaja să nu dorească niciodată să adere la NATO. Sigur, tratatul, din fericire, nu a fost ratificat. Cumva dezmembrarea URSS a survenit înainte de ratificarea tratatului în România. O altă întâmplare bizară are loc în anul 1997, și tot așa e oarecum învăluită în mister, sursele vorbesc foarte puțin despre această întâmplare. Se pare că se convenise asupra textului unui nou tratat bilateral între România și Federația Rusă. Ministrul de externe al Rusiei, Evgeni Primakov, a venit la București să semneze acel text și partea română l-a anunțat după ce a ajuns la București că s-a răzgândit. Mă rog, așa spun unele surse memorialistice mai degrabă asupra acestei chestiuni.
Însă referințele la Rusia lipsesc foarte mult din discursul public din anii 90 și chiar din documentele de politică externă, ceea ce arată că de fapt decidenții pur și simplu preferă să nu se gândească la această chestiune, ceea ce nu știu dacă a fost neapărat cea mai bună opțiune de politică. În sfârșit, pare că politica noastră externă spre Est, politica Estului, devine mult mai proactivă odată cu apariția în scenă a președintelui jucător Traian Băsescu. Începând cu anul 2005, Traian Băsescu își afirmă voința de a se implica activ în politica externă și își propune trei priorități, două dintre ele privesc relația cu Republica Moldova și poziția României de lider regional la Marea Neagră. Doar că aceste două priorități, de fapt, ele întâmpină un pic de rezistență dinspre exterior, mai precis nu îndeplinesc criteriul de compatibilitate cu mediul extern, respectiv Republica Moldova se arată frecvent în perioada respectivă, iritată de tentativele României de apropiere și de crearea unei relații de fraternitate și, pe de altă parte, în ceea ce privește inițiativele de lider regional la Marea Neagră, aș semnala două probleme. Una din probleme este că România totuși nu este o mare putere la Marea Neagră și să-ți propui să devii lider regional în contextul în care există cel puțin două state, Turcia și Rusia, care au o poziție mult mai solidă, să spunem, pare puțin ambițios. Pe de altă parte, perspectiva, și dacă citim discursurile președintelui Băsescu din perioada respectivă, se vede foarte mult o perspectivă pe care aș îndrăzni să o numesc neocolonialistă, pentru că discursul este următorul. Noi vestul, suntem exportatorii de securitate și stabilitate către Est și în schimb primim, deci România este un hub al exportului de democrație, securitate și stabilitate și al importului de energie, de petrol și gaze naturale, ceea ce iarăși este un pic, mi se pare, o perspectivă un pic neocolonialistă. Apropiindu-ne puțin de zilele noastre și ca să închei, pentru că nu vreau să rețin foarte mult audiența, România nu a reușit foarte mult să se facă vizibilă în inițiativele pe care Uniunea Europeană le-a avut cu privire la politica de vecinătate în Est. De altfel, Uniunea Europeană ia însăși mai degrabă pozițiile ei au fost foarte frecvent contradictorii și asta din cauza competiției, pe de o parte, între statele membre pentru a fi vârf de lance în politica Estului. Aici există, fără îndoială, o competiție între România și Polonia. Pe de altă parte, există o competiție între instituțiile însă și ale Uniunii Europene pentru a prelua lead-ul pe diferite aspecte ale politicii de vecinătate, motiv pentru care nu există o coerență foarte mare a diverselor inițiative europene către Est. Și de asta, de fapt, cumva, ca să închei, faptul că România nu are o politică a Estului, poate că nu ar trebui să ne întristeze foarte tare în condițiile în care, de fapt, nici Uniunea Europeană nu are propriu-zis o politică foarte coerentă a Estului și, sigur, dacă sunt întrebări, eu aș putea să explic și de ce cred că această politică a Uniunii Europene nu este foarte coerentă. Sper că m-am încadrat în timp și că nu am plictisit foarte tare. Mulțumesc frumos! Ok, deci avem deja o întrebare legată de punctul teritoriilor pierdute, precum Republica Moldova. Vedem cu mișcările de genul Basarabia, România, acum sunt tăcute. Și te întreabă, credeți că aceste mișcări din România vor lua amploare sau vor scădea în amploare în perioada următoare, în contextul războiului din Ucraina? Da, mie nu mi se pare că sunt tăcute, adică în continuare și Basarabia România este sloganul lui George Simion, dacă nu mă înșel. El a fost vârful de lance al acestei mișcări care a insistat foarte mult asupra
unificării. N-am vorbit despre discursul ăsta al fraternității. Vă amintiți probabil podurile de flori de peste Prut de la începutul anilor 90. Ei bine, există un gap foarte mare între o retorică în care spunem da, să ne unim cu Republica Moldova, doar că dacă ne apropiem un pic de faptic și de pragmatic, mie mi se pare că perspectiva asta n-a fost niciodată o perspectivă reală. E aproape ca și chestiunea aderării Ucrainei la NATO. Sigur, s-a vorbit despre posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, dar nu suntem foarte siguri că această posibilitate a fost luată în calcul vreodată în mod foarte serios. Și cumva așa este și cu unificarea dintre România și Republica Moldova. Sigur, ambele lucruri s-ar putea întâmpla într-un context internațional extrem de favorabil și într-un context istoric din ăsta cu totul excepțional, dar nu cred că au fost făcute de mers. Exact. În același timp, pun cumva reflectorul pe ce ai insistat și tu, practic politica externă estică, politica estică a României a fost cel mai adesea subsumată relație cu Republica Moldova, care a contat cel mai mult, și în funcție de relația cu Moldova practic s-au calibrat alte dosare, cel a relației cu Ucraina sau a relației cu Rusia. Sau... Mulțumesc mult, Ruxandra. Șerban, invitația mea, în primul rând îți mulțumesc că ești prezent. Condoleanțe pentru pierderea tatălui tău. Mulțumesc. Pe care mulțumesc dat ieri. Aș vrea să vorbești despre cum s-a ajuns la războiul din Ucraina, despre tacticile Rusiei în străinătate apropiată, despre ce se întâmplă, dar vreau să te uiți mai de sus, adică nu vreau să fie ceva să-mi povestești ce se întâmplă pe frontul de la Melitopol astăzi sau la Kharkiv. Sigur, bună seara, bună seara, Armand, bună seara, stimați colegi. Șerban este colegul nostru de la Științe Politice, titular altor cursuri, cum și Ruxandra este, da? Des în bun, da, mulțumesc mult, Armand. Dragi colegi și colege, este o onoare pentru mine să mă aflu aici, să pot susține această discuție interesantă. În primul rând, eu m-am axat pe strategiile Rusiei de susținere a unor mișcări separatiste cu bază etnică în străinătate apropiată și în linii mai mari în întreaga Europa, câteva pattern-uri acționale ale Rusiei, care, așa cum știm, este și ea un stat multinațional în care etnicii ruși constituie undeva la 77% din populație. Trebuie spus că formarea Federației Ruse în 1991 a lăsat circa 25 de milioane de etnici ruși în afara granițelor, de regulă aflați în țări vecine Rusiei. Bineînțeles, ei au devenit treptat o masă de manevră pentru Federația Rusă în tentativa de a controla aceste țări, de a le destabiliza, de a le împiedica să iasă din sfera ei de influență. La rândul său, Rusia a fost și va fi probabil supusă periodic unor tensiuni de tip separatist. Și aici ne gândim de pildă la Cecenia, chiar la Dagestan. Asta, bineînțeles, ar trebui să o facă destul de reticentă în a încuraja tensiunile separatiste cu bază etnică din alte republici, ceea ce nu este, din păcate, cazul. Care ar fi aceste strategii? În primul rând, metoda sprijinirii unor grupuri etnice rebele spre a lupta împotriva propriului stat, invocând așa numite atrocități comise de acel stat. Se folosește adesea termenul acte de genocid, între ghilimele, astfel încât sprijinul Rusiei să fie prezentat ca fiind de fapt o acțiune umanitară de tip R2P, da? Responsabilitatea de a proteja. În prealabil, trebuie spus că Rusia are această strategie să ofere cetățenia sa separatiștilor, în acest fel obținând un motiv de a putea interveni pe teritoriul unor state suverane, pretinzând că, de fapt, își apără connațional. Aici exemplele, cum a spus și Arman, nu se insist. Transnistria, Georgia pentru grupurile Abhaz și Sud-Osetin, Ucraina, bineînțeles, perioada 2014-2022, intervenția militară nerecunoscută de Rusia în Donbas, unde a ajutat la formarea, înarmarea, instruirea unor grupuri paramilitare pro-ruse, mercenarii Wagner aflați acolo, de asemenea ofițeri din armata rusă trimiși în Donbas, care pretindeau că se află de fapt ca voluntari fiind în
așa numită vacanță, da, de parcă trupele pot fi trimise în vacanță oriunde. Da? În fine, Moscova, atenție, a pretins în mod constant că în Ucraina are loc un fel de război civil între partea de vest, cea naționalistă, și cea de est, rusă sau rusofonă, dar evident că a fost o simplă invenție autojustificatoare. Bineînțeles, naționalismul georgian și naționalismul ucrainian există, ele nu pot fi negate, uneori căpătând și forme extremiste. În mod cert, grupurile minoritare, mă refer la grupurile din, da, rusofonii, respectiv abhazii, osetinii, au resimțit uneori presiunea centralizatoare și uniformizatoare din partea etnilor majoritare. Dar, bineînțeles, consider că Rusia a acționat în principal având motivații geopolitice ca să mențină acele state în zona sa de influență, în așa numitul buffer defensiv, cum zic strategii. Altă metodă este metoda soldățeilor verzi, infiltrarea, preluarea controlului asupra unui teritoriu, apoi referendum organizat rapid și alipirea teritorială la Rusia, este exemplu Crimeei din 2014. Avem, bineînțeles, metoda atacului militar direct și masiv asupra unui stat vecin, pentru a-l pedepsi, a-i bloca ieșirea din sfera de influență rusească, a-l vulnerabiliza. Aici avem exemplul Georgiei din august 2008, unde Rusia a invocat, să zicem așa, faptul că președintele georgian Saakashvili a vrut să instaureze ordinea constituțională prin forța militară în Osetia de Sud și Abhazia. Trupele ruse, de fapt, au reocupat, au așa zis, eliberat între ghilimele aceste regiuni, au ocupat și defileul Codorii, controlat anterior de Tbilisi. Interesant că Rusia nu a încercat să ocupe, din câte știu eu, tot litoralul georgian, așa cum va încerca cu Ucraina în această perioadă, februarie-martie. Nici nu a ajutat decisiv o altă entitate cu potențial secesionist, Adjaria, să obțină și ea independența, deși au fost și atunci scenarii de acest tip. Bun, în cazul Ucrainei vorbim de o invazie, un atac provocat, camuflat în operațiune militară specială. Scopurile, să știu, fragmentare teritorială, schimbare de regim, modificarea granițelor. Rusia din nou pretinde că împiedică un genocid contra unor populații vulnerabile, etnici ruși. Efect secundar, agresiunea militară devastatoare a Rusiei, de fapt, consolidează sentimentul identitar național în Ucraina, dar și produce o posibilă diasporă masivă, rezultată de pe urma numărului mare, milioane de refugiați. Bun, când Putin a anunțat, în opinia mea, când Putin a anunțat că recunoaște independența celor două republici separatiste din estul Ucrainei, vedeți, Zelenski s-a abținut să recurgă la o acțiune militară similară celei întreprinse de Georgia în august 2008 pentru a restabili controlul suveran pe teritoriile secesioniste prin forță militară. În acest fel, Zelenski a privat Rusia de orice motiv juridic plauzibil al invaziei, pe care o pregătise minuțios și pe care de altfel a lansat-o. Acum, bineînțeles, s-au făcut fel de fel de analize referitoare la liniile roșii. Ce linii roșii a încălcat Zelenski încât să provoace atacul rusesc? Foarte pe scurt, pentru că sunt cunoscute. A fost văzut ca un oponent ireductibil al planurilor rusești de a federaliza Ucraina, deși în momentul în care a preluat puterea ca președinte, părea dispus la anumite compromisuri pragmatice, să ne aducem aminte, față de Poroșenko, care era văzut ca mult mai intransigent. Zelenski a avut curajul să lanseze așa numită platformă Crimea, ca să sporească vizibilitatea problemei pe agenda internațională. A propus decretul privind eliberarea și reintegrarea Crimeei, în condițiile în care Rusia lui Putin consideră că soarta Crimeei a fost deja stabilită. Acțiuni contra oligarhului Victor Medvedciuk, apropiat al lui Putin. De asemenea, limitarea învățământului în limba rusă, blocarea canalelor TV rusești, un proces de derusificare culturală a Ucrainei. Bun, o altă metodă folosită, metoda mesajelor date de oficiali ruși de rang inferior, prin care membrii unor națiuni sunt îndemnați să ceară teritorii de la alte națiuni cu care Moscova e în conflict. Aici adaug ca exemplu celebra scrisoare a lui Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia din martie 2014, în care sugera că guvernele României, Poloniei și Ungariei ar putea să ceară înapoi și să obțină de la Ucraina teritoriile pe care URSS-ul le-a lipise acestui stat sovietic, luându-le de la țările respective. Spunea el că niciodată nu e prea târziu să fie corectate erorile istorice, sugerând în linia lui Putin, bineînțeles, că Ucraina e un stat artificial,
și că statele vecine au, de fapt, dreptul să pretindă aceste teritorii să le recupereze. Și le și menționa în ideea ca să se organizeze acolo referendumuri, ca să decidă încotro vor apuca aceste teritorii. Asta știind că circa 17%, poate chiar mai mult, din populația Ucrainei formată din etnici ruși. Metoda, altă metodă, instigarea la violență a membrilor unor națiuni proruse ca atitudine contra unor republici secesioniste, de pildă Kosovo-Serbia. Da? Știm foarte bine că Rusia a instigat uneori sârbii să nu recunoască, bineînțeles, independența Kosovo, ceea ce oricum n-aveau de gând să facă. Au prezentat în mass media, în Sputnik, de pildă, Kosovo ca fiind un satelit geopolitic al SUA sau un focar de islam în centrul Europei. Oficialii kosovari s-au plâns și ei de aceste îndemnuri care, de fapt, măresc gradul de violență al Serbiei. În fine, de asemenea, instigarea radicalilor sârbi din Republica Srpska, da, să denunțe acordul care asigură unitatea Bosniei-Herțegovinei. Metoda instigării etnicilor ruși din state ex-sovietice să fie nemulțumiți de ce li se oferă în acele state, să protesteze, să nu dea dovadă de simț civic. Exemplu clasic în țările baltice, nu, aprilie 2007, guvernul estonian s-a confruntat cu lupte de stradă între etnicii ruși și cei estonieni, după aceea relocarea statuii de bronz a soldatului sovietic necunoscut. Metoda știrilor false prin canale TV, prin internet, Russia Today, Sputnik, da, care laudă, pun în lumină foarte favorabile mișcările separatiste, instigă la separatism, în timp ce țările, statele țintă, sunt discreditate. Aici mă refer de pildă la celebrele exemple cu Catalunia și Scoția, unde, să zicem așa, hackerii ruși, trolii, au dus o campanie, au practic s-au integrat în corul vocilor separatiste din Marea Britanie și Spania, vizând să slăbească aceste țări, în special Marea Britanie, care e percepută ca un adversar ireductibil al Rusiei de către cei din jurul Vladimir Putin, mult mai mult decât Spania. De pildă, destabilizarea Marii Britanii, deci prin agitarea apelor în Scoția, lucruri de care oficialii, da, și Spania, da, și ministrul apărării din Spania din perioada 2016-2017 a spus că știm că aceste tentative vin din partea Rusiei. În fine, metoda folosirii masivă a mesajelor date pe rețele sociale, utilizând conturi deschise în Rusia, în limba țării țintă, folosind adesea postări automate de tip robot, boți, da? Mesaje care instigă la separatism, preamăresc independența unor viitoare republici independente, imitând stilul și conținutul mesajelor date de separatiști din țara respectivă, în paralel Kremlinul putând organiza și provocări de natură militară ca să sugereze că statul țintă e vulnerabil, ceea ce convine separatiștilor. Bun, iarăși exemplu cu Marea Britanie, cu Scoția, folosit în contextul Brexitului. Bun, experții britanici au calculat că sute de angajați erau, de pildă, plătiți. Guvernul rus controla agenția de cercetare a internetului de la Sankt Petersburg, unde circa 300 de angajați erau plătiți ca să scrie câte 100 de comentarii fiecare pe Twitter, Facebook sau Google în limbele ruse, engleză, ucrainiană, tot așa ca să instige la separatism. Mesajele acestea, rușii comparau Scoția cu Donbasul, le sugerau scoțienilor să ia arma în mână, să lupte pentru libertatea lor. Evident că nu se pot face comparații, dar în mintea lor lucrurile astea nu mai contau. De asemenea, metoda fake news-ului prin agenția RIA Novosti, da? Încercând să destabilizeze tabăra unioniștilor scoțieni, să-i slăbească. În fine, nu insist foarte mult, dar metoda sponsorizării unor canale mass media străine și a unor partide politice ca să reflecte interesele rusești, să știe că Rusia a cheltuit sume mari de bani ca să sponsorizeze anumite media străine, folosind de pildă holdingul Rosia Segodnia, care include atât Sputnik cât și Russia Today. În ciuda faptului că din 2014 încoace bugetul Rusiei a fost puternic afectat de sancțiuni, iată că din banii obținuți pe hidrocarburi și petrol gaz s-au găsit suficiente fonduri ca să contribuie la această campanie. Bun. De asemenea,
partide și lideri de extremă dreaptă din state UE au primit sponsorizări generoase din partea Moscovei. Amintesc numai de Frontul Național din Franța, de Alternativa pentru Germania, da? Partide extremiste, naționaliste, pe care Moscova le folosește în scopul de a destabiliza țările respective. De asemenea, metoda recrutării unor forțe locale din rândul crimei organizate ca să comită asasinate, să elimine politicienul fir Rusiei, eventual în colaborare cu ofițeri ruși de informație. Aici ne gândim la situația din Muntenegru. În octombrie 2016, celebra tentativă de asasinare a premierului pro-occidental Miro Djukanovic, când au fost identificați doi agenți ruși, posibil ofițeri GRU staționați în Belgrad. În fine, Muntenegru, stat membru NATO, ideea ar fi fost că urmau să încerce să schimbe leadership-ul, să vină un leadership mai apropiat de Serbia, de interesele Rusiei, care să împiedice sau să scoată țara din NATO. Bun, metoda hackerilor ruși bine organizați care atacă serverele țării țintă ca să o destabilizeze, Estonia, Georgia, de pildă date ca exemplu, au blocat site-ul. Da. Sunt sigur că ai mai avea încă mult de... Mulțumesc. Bun, mă opresc. Cam atâta. Excelentă prezentare ta. Cam atâta. Mai aveam, dar e cam asta am vrut să zic. Am aici două întrebări de la studenți. Ciprian te întreabă, știe că ai scris o carte despre China, poate avea China o viitoare implicare în conflict, pornind de la ideea bipolarizării vest-est. China cumpără tot mai ales companii rusești, în timp ce multinaționalele Occidentului pleacă din Rusia, giganții chinezi vin cu bani să profite. Cum ai putea, scurt te rog să comentezi. Da, China e prinsă între două tendințe contradictorii. Pe de o parte este un stat care întotdeauna a insistat foarte mult pe integritatea teritorială și suveranitatea tuturor țărilor din lume și pe faptul că nu trebuie folosit niciodată războiul pentru rezolvarea unor conflicte și aici, în mod cert, nu poate fi solidară pe față cu Rusia sub nicio formă, pentru că ar însemna să-și calce pe principii. Dar, pe de altă parte, China are foarte mare nevoie de Rusia, pentru că ea e o țară care nu prea are aliați. Da? Ce aliați are China? Ne gândim la Coreea de Nord, ne gândim la parteneriatul cu Pakistanul. Bine, nici Rusia nu e neapărat aliat, e partener să tinde către o anumită formă de alianță în viitor. Și atunci, existând și acea relația lor, să zicem, da, faptul că Rusia e cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru China, de asemenea îi furnizează armament sofisticat, China furnizează valută, da, resurse ca să ajute Rusia să diminueze efectul sancțiunilor occidentale. E o relație simbiotică între ele, ceea ce nu înseamnă neapărat că au foarte mare încredere una în alta, pentru că, să nu uităm, în secolul XIX, prin tratatele inegale, Rusia a luat imense teritorii de la China, zona, nu, cum se numește, parcă arma în Primorski Krai, nu? Parcă mi se pare că era zona, făcea parte din Imperiul Celest Chinez. Acum, chinezii nu zic nimic de acele teritorii, pentru că au nevoie de ruși împotriva Occidentului, împotriva dominației americane, practic au nevoie de ei să opun intereselor occidentale. Nu uită, însă atenție, China nu uită niciodată de aceste lucruri și atunci cu toții ne dorim să nu să realizeze o alianță între China și Rusia, mai ales că știți, vreau să spun și acest lucru, că China are o doctrină că e împotriva alianțelor în timp de pace. Dar nu știm ce se întâmplă în timp de război, adică acolo se poate... Da? Deci mulțumesc, Șerban. Domnul Cristian, întrebare? Adică mâna e întrebare, da? Da, bună seara tuturor. Întrebarea mea se referă la etnicii ruși drept instrument de geopolitică al Federației Ruse. La ce evoluții ne-am putea aștepta asupra acestui instrument, dat fiind faptul că în conflictul actual putem observa orașe în Ucraina, cum ar fi Harkova, unde există un număr foarte mare de minorități ruse, care luptă, de fapt, împotriva invaziei Federației Ruse. De altfel, o situație asemănătoare s-a înregistrat recent și Republica Moldova la un apel al ambasadei Federației Ruse de a scrie anumite petiții în caz că cetățenii ruși sunt agresați. De a raporta încărcări ale drepturilor rușilor din Moldova și s-au apucat... Da. Și un număr foarte mare de ruși au comentat împotrivă și au trimis această postare acolo unde a fost trimis nava rusească de război în Sumășeri. Da. La ce putem ne aștepta în viitor? Bun, vă dați seama că a fost o surpriză foarte proastă pentru Putin faptul că
nu a existat o solidarizare a etnicilor ruși din Ucraina, de pildă, cu armata rusă, așa cum s-a aștepta el, desigur. Etnicii ruși, în cea mai mare parte a lor, cel puțin deocamdată, s-au dovedit corecți față de statul ucrainian și au privit cu ostilitate această invazie militară. Chiar am văzut acele imagini cu ruși care merg în fața tancurilor, spun plecați la voi acasă, nu avem nevoie de voi, o ducem bine în Ucraina, nu ne amenință nimeni. Deci, iată, resping acel mit politic al lui Putin cu genocidul Ucrainei, a naționaliștilor ucrainieni contra rușilor. Da, deci e un element de surpriză pentru Putin, care cred că sconta pe o loialitate din asta splitată, da? S-a așteptat să fie primit cel puțin în orașele rusofone, însă el le bombardează, da? Cum se poate aștepta să fie primit cu brațele deschise când bombele lui omoară în mod nediscriminat și ruși și ucrainieni? Pe de altă parte, recunosc că am stat cu inima strânsă gândindu-mă ca invazia rusă să nu declanșeze anumite fenomene de-astea genocidare, de pildă cum a fost în Bosnia, da? Mă gândeam la în sensul că etnicii ucrainieni în zonele unde naționaliștii sunt puternici să nu treacă la ethnic cleansing, la uciderea sau eliminarea violentă a unor element rusofon, da, de pe modelul Bosniei. Din câte știu, nu s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a ajuns la așa ceva și asta arată că, de fapt, ceea ce spunea Putin acolo cu violența elementului rusesc, naționalist ucrainian, deocamdată, da, deci e limite suportabile, nici vorbă de producerea unui asemenea scenariu. Pe viitor, bineînțeles, nu știm ce se poate întâmpla. Ștefan, o altă întrebare. George, da, te întreabă ce părere aveți de posibilitatea realizării unui triunghi strategic Rusia-China-India îndreptat împotriva Occidentului? Da, celebru plan Primakov, nu? Dacă nu mă înșel, din anii 95-97. Da, ideea termină de redactat teza de doctorat, poate. Da, da, știu, e foarte silitor și da. Ce vreau să zic, a fost acest proiect al unificării întregii mase eurasiatice, da? Împotriva Occidentului. Din fericire, mi se par foarte slabe șanse de concretizare. În primul rând, v-am zis, nici China cu Rusia nu, chiar dacă recent au semnat acea declarație, nu, din perioada Jocurilor Olimpice, care e forma cea mai apropiată de cooperare între Rusia și China. Da, dar a venit după aceea atacul contra Ucrainei, care a determinat China puțin să fie mult mai reticentă. Pe de altă parte, India, știm că ține această politică a ei de neutralitate, da? Pe de o parte joacă și pe cartea americanilor împotriva Chinei în plan strategic, dar are nevoie și de Rusia pentru importuri militare, deci e puțin probabil ca India să se alăture unui asemenea bloc. Deci rămâne o creație geopolitică, da, să zicem, din anii 90. Din anii 90. Dar da. Acum, Ruxandra, mă întorc la tine, pentru că tu de câțiva ani te ocupi, cercetezi Uniunea Europeană, ești unul dintre cei mai avizați specialiști români pe care îi știu pe subiectul Uniunea Europeană și o să îți citesc ție întrebarea studentului nostru, domnul Toma, având în vedere că UE este un promotor al drepturilor minorităților, coroborat cu intenția Ucrainei de a adera la UE, acțiunile acestea, din urmă de a limita limba rusă, nu pot fi apreciat drept o limitare a drepturilor minorităților naționale, rusă în casă, să te rog. Da, sigur, procesul de aderare la Uniunea Europeană, după cum știm din propria noastră experiență, este unul lung și dificil. Pe parcursul acestui proces se verifică mai multe criterii, dintre care doar o parte a criteriului politic este cel privind tratamentul minorităților naționale. În cazul României, procesul, vă spuneam, a fost extrem de lung, nu mă îndoiesc că și în cazul Ucrainei va fi la fel. Așa că probabil peste 5-10 ani vom putea să reluăm această discuție, pentru că nu cred că se va încheia până atunci. Mulțumesc, Ruxandra. Bun, îți mulțumesc, Șerban. O invit pe Iulia Joja. Iulia este director și senior fellow la Middle East Institute din Washington și este profesor asociat la Georgetown University și la George Washington University. Ea trece de mai mulți ani la Washington. Știe bine și ce se întâmplă în Europa, pentru că asta predă la Washington, știe bine Germania, a studiat la Berlin, stă cu binoclu pe Germania și în același timp lucrează în Statele Unite și vreau să ne explice care sunt rațiunile
a răspuns bine sau nu a răspuns bine Occidentul? Răspunsul e consistent, inconsistent. Putem să așteptăm mai mult de la Occident. De pildă, cererea, vedem Parlamentul Estonia și votat-o, au cerut ca NATO să intervină, să interzic zborurile deasupra Ucrainei. Sunt lucruri care se pot face rațional, altele nu. Ce se mai întâmplă cu în burta administrației Biden, dacă te poți uita? Noi suntem niște cititori de presă anglosaxonă și cam atât, dar de departe. Tu ești acolo, te uiți de aproape. Cum se văd lucrurile astea? Te rog, Iulia. Mulțumesc, domnule profesor Goșu, și în mare parte cu întrebarea deja ați anticipat ceea ce urmează să spun, nu o să fie mari surprize. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, îmi face mare plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră. O să încerc să mă uit, să vă ofer o scurtă analiză a răspunsului Occidentului, cumva calibrat pe cei doi actori, să-i separăm un pic, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce nu s-a întâmplat și ce se poate întâmpla ca răspuns al Occidentului vis-a-vis de pe de o parte Rusia, pe cealaltă parte Ucraina. Să spunem, perspectiva din care cred că este cel mai util să ne uităm ca să înțelegem răspunsul Occidentului pe ansamblu este o discrepanță pe care o observăm pe parcursul ultimelei luni, ultimele zile înainte de invazie și pe parcursul acestei invazii, aproape se face o lună, între, pe de o parte, răspunsul guvernamental și, pe de altă parte, răspunsul societății civile și răspunsul opiniei publice. Opinia publică pe ambele părți ale Atlanticului a fost pe parcursul ultimelor 4 săptămâni mult înaintea răspunsului guvernamental. De fapt, răspunsul guvernamental a încercat să calibreze, să se calibreze la reacția populară, dacă vreți, pe ambele părți ale Atlanticului și multe dintre sancțiunile și măsurile care au fost adoptate de către guvernele Occidentului au fost ca răspuns la apelul societății civile pe ansamblu și a opiniei publice în ansamblu și mai mare. Dacă e să ne uităm pe rând mai întâi la Rusia, trebuie să ne gândim la cum răspunde Occidentul în raport cu Rusia, în raport, de fapt, cu cerințele Rusiei. Și aici, ca mică amintire, că ne pierdem în diferitele dezinformări din partea Rusiei în ceea ce privește ce vor ei de la Ucraina și ce vor ei de la Occident, cred că cel mai simplu este să ne uităm la cele două propuneri de tratate din partea Rusiei adresate NATO și Statelor Unite cu cele trei cereri care cred că rămân valabile și cred că sunt un element bun în raport cu care putem să ne ancorăm în ceea ce privește înțelegerea ceea ce vrea Rusia. Unul este neutralitatea și dezarmarea și distrugerea probabilă a Ucrainei. Ăsta e primul punct. Al doilea punct este retragerea tuturor echipamentelor militare, capabilităților militare din americane, din Europa Centrală și de Est. Și al treilea este retragerea statutului de state membre NATO, tuturor statelor care au aderat la NATO după 1997. Deci când lideri europeni spun sau lideri transatlantici spun că Putin vrea să restabilească URSS, din punctul ăsta de vedere ei greșesc. Cerințele lui Putin sunt mult mai ample de atât, dacă ne gândim la faptul că România, Polonia, Slovacia, Cehia, Bulgaria nu fac parte din fosta Uniune Sovietică. Bun. Acum să ne gândim, să ne uităm la cum au răspuns statele occidentale în raport cu Rusia. Au răspuns în mod principal prin sancțiuni. Aceste sancțiuni au fost anunțate dinainte de începerea invaziei, drept avertismente, și au fost impuse treptat. Au fost inițial un pachet de sancțiuni individuale împotriva
responsabililor identificați pentru invazie, nu toți au fost identificați. Putin, dacă e să ne gândim, inițial nu a fost sancționat, domnul președinte Biden a refuzat să îl sancționeze, apoi și s-a schimbat părerea, s-a răzgândit. Ceea ce deja putem să vedem drept o aprobare treptată, da? nu dintr-o dată întregul pachet de sancțiuni. Apoi au fost adoptate sancțiuni financiare sectoriale, iar la nivel de UE, negocierile pe sancțiuni au fost împiedicate de o serie de țări prin diferite interese pe care le au vis-a-vis de piața Rusiei. Dacă e să ne gândim la câteva exemple, Italia a reușit să scoată de pe listă produsele de lux, gen Lamborghini și Maserati, care în continuare pot fi livrate la Moscova. Germania și Ungaria, de exemplu, s-au opus pe energie. Procesul acesta de treptat de sancțiuni, care văd că s-a oprit în ultimele săptămâni, a fost cauzat în mare parte de reacția masivă populară, opinie publică și mai ales proteste, dacă ne uităm în special pe continentul european. În Statele Unite, protestele au fost mult mai reduse. În schimb, au avut un efect major pozițiile adoptate și apelurile extrem de radicale în limbaj și cerințele destul de clar formulate în spațiul de social media din partea societății civile, experților, think tank-urilor și așa mai departe. În plus, au fost adoptate niște sancțiuni punctuale în Europa de tipul interzicerii spațiului aerian, dar nu și interzicerea de acces în porturi, de exemplu. Și foarte important aici a fost decizia individuală a companiilor occidentale de a se retrage de pe piață. Aici avem, de fapt, un efect în spirală, dacă vreți, și am ajuns deja în punctul actual să știm doar care sunt companiile care încă nu s-au retras. Exemple fiind Nestle, care de altfel deține și companii precum L'Oreal, ca să vă dați seama de amplitudine, nu s-a retras. Lamborghini, numeam mai devreme, Renault, Auchan, sunt printre companiile multinaționale occidentale care nu s-au retras de pe piață, majoritatea însă retrăgându-se, un lucru care a avut un efect vizibil asupra populației din Rusia. Dar nu au fost impuse, ca și în 2014, sancțiuni pe energie. Cel mai recent, Uniunea Europeană a decis reducerea achizițiilor de energie cu două treimi până la sfârșitul anului. Statele Unite și Marea Britanie au anulat, într-adevăr, au impus embargo achizițiilor de energie din partea Rusiei. Dar la nivel de UE, unele țări au luat măsuri pentru a compensa. Dacă ne gândim, de exemplu, la Belgia, care și-a prelungit recent activitatea reactoarelor nucleare cu 10 ani, Germania însă este unul din statele care refuză să facă acest lucru și de fapt blochează introducerea energiei nucleare în pachetul de energie verde care ar putea să ajute UE la finanțarea unei asemenea tip de energie ca alternativă la gaz și petrol din partea Rusiei. Cel mai important aici, în prezent, așa cum spunea și domnul profesor Goșu mai devreme, UE plătește aproximativ pe 1,1 miliarde de dolari pe zi pe Rusiei pentru energie, bani pe care regimul Putin îl folosește pentru a omorâ ucrainieni. Nu a fost introdus un embargo total ca pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și nu au fost introduse sancțiuni secundare, cum am văzut, de exemplu, în pachetul de sancțiuni al Statelor Unite vis-a-vis de Iran în urmă cu câțiva ani. Acesta este, de fapt, dacă e să ne gândim la pachetul de sancțiuni, acesta este elementul care lipsește și care încă poate fi impus, dar nu a fost impus încă și nu știm care este, dacă va exista un moment în care Uniunea Europeană să adopte sancțiuni complete și secundare vis-a-vis de Rusia. De asemenea, trebuie să înțelegem că sancțiunile nu au efect pe termen scurt, poate pe termen lung ar putea să aibă efect asupra
practic războiului de distrugere dus de Kremlin. De fapt, singurul lucru cu adevărat important care poate face o diferență pe termen scurt este anularea acestor achiziții pe energie. Dar nu avem încă această situație. Cam atât pe măsuri ale Occidentului împotriva lui Putin, doar sancțiuni. Occidentul prin Statele Unite, prin Marea Britanie, prin NATO și prin statele membre UE, de fapt refuză să participe direct la o confruntare militară cu Rusia, invocând ca motiv principal faptul că Moscova are arme nucleare. Aceasta este, de fapt, rațiunea din spatele afirmațiilor de tipul trebuie să evităm al treilea război mondial, că Occidentul, care are arme nucleare, nu va interveni împotriva Rusiei pentru că are arme nucleare. În ceea ce privește protejarea Occidentului de Rusia, avem câteva măsuri luate la nivel NATO și probabil încă o serie de măsuri adoptate mâine la următorul summit NATO. Până acum au fost întărite prezențele militare nepermanente pe flancul estic. Am văzut asta în România cu ajutorul Franței, am văzut ajutor din partea Spaniei și a Canadei pentru Letonia și pentru flancul estic, pe ansamblu, un ajutor substanțial din partea Statelor Unite. Dar să ne înțelegem, acesta este un raport de forțe în continuare de 1 la aproximativ 100 față de ruși. Mai multe măsuri pot fi anunțate și foarte probabil vor fi anunțate joi în cadrul summitului de la NATO. Întrebările care urmează să fie clarificate mâine sunt dacă aceste prezențe militare vor fi unele permanente, având în vedere invalidarea tratatului Rusia între Rusia și NATO, dacă NATO va stabili o prezență și la nivel maritim, dacă ne amintim, România a cerut din 2016 prezența militară NATO în Marea Neagră. Nu știu dacă încă o mai cere, nu am văzut apeluri oficiale din acest punct de vedere și nu cred că NATO va aproba așa ceva, având în vedere situația din Marea Neagră cu 20 și ceva de nave rusești. Și cam atât. Ceea ce nu se va discuta la summitul de mâine este aderarea Ucrainei la NATO și de asemenea nu se va discuta ceva ce ar trebui să se discute, probabil extinderea umbrelei nucleare NATO asupra flancului estic, având în vedere amenințările continue ale Rusiei de tip nuclear împotriva NATO. În ceea ce privește celălalt actor, Ucraina, avem de-a face din partea Occidentului cu ajutor umanitar și ajutor militar. Ajutorul umanitar amplu a avut loc guvernamental și din nou foarte relevant, în special neguvernamental, societatea civilă face și aici diferența, dar avem de asemenea în ceea ce privește ajutorul umanitar dificultăți majore în a-l utiliza, dacă ne gândim la catastrofele umanitare din jurul Mariupolului și așa mai departe. La nivel european, ceea ce se remarcă, de fapt, este atât în cadrul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene. Uniunii Europene este o discrepanță între flancul estic, la nivel ușor generalizat, pe de o parte, și Occident pe cealaltă parte, pe care această discrepanță o remarcăm printr-o serie de inițiative, pe care de obicei Polonia sau țările baltice le conduc. Pe de o parte și pe de altă parte veto-ul din partea unor țări europene occidentale. Dacă ne gândim la Germania, la Olanda, în măsură mai redusă la Italia și Franța și Ungaria face nota discordantă aici fiind pe flancul estic, dar comportându-se mai degrabă în linie occidentală, fiind de fapt veto-ul absolut în actuala componență UE și NATO. Dacă ne gândim la inițiativele din partea flancului estic, din nou generalizat, România nu face parte din majoritatea acestor inițiative, putem să vedem aceste coaliții, dacă vreți, prin care își manifestă solidaritatea țările, în special Baltice și Polonia, dacă ne gândim la exemple precum
propunerea de acordare a statutului de candidat al Ucrainei la UE. Trebuie să ne amintim că statutul de candidat poate fi acordat imediat, pe când integrarea poate să dureze foarte mulți ani. Acest statut de candidat a fost propus de către țările de pe flancul estic la ultimul summit UE la Versailles și țările occidentale s-au opus, unele dintre acestea. Putem să vedem de asemenea cerința de no-fly zone, acum nu numai Estonia, ci toate cele trei țări baltice, avioanele MiG din partea Poloniei, propunerea Poloniei cu privire la operațiune de menținere a păcii, propunere care este susținută și de baltici, menținerea păcii NATO, și aceasta este o posibilitate care poate fi discutată la summitul NATO. Președintele Biden a anunțat că va discuta la Varșovia, deci cumva în afara structurii NATO, această propunere. Și vedem ajutor militar care se concretizează sub formă de capabilități militare micuțe, gen rachete, dar în mare măsură doar rachete cu rază scurtă. Nu trimitem avioane de luptă, nu trimitem până una alta sisteme de apărare antirachetă, nu trimitem rachete cu rază lungă care pot distruge, de exemplu, nave sau avioane de luptă. Statele Unite, ultimul pachet pe care administrația Biden l-a adăugat la ajutorul care exista până acum, este în valoare de 800 de milioane de dolari. Este un ajutor substanțial, dar dacă ne uităm pe lista de capabilități militare, nu există nicio schimbare în raport cu ce livrau Statele Unite deja Ucrainei, cu o singură excepție, și anume 100 de drone care sunt relevante doar la nivel tactic, deci din nou nu rază lungă. Nu avem, și aici e foarte important acest lucru, nici nu avem la nivel deschis de open source intelligence vizibilitate asupra fluxului de livrări de armament. Dar știm că Ucraina spune că fluxul este departe de a fi suficient pentru nevoile lor de apărare și știm că ar fi fost deja momentul în ultimele săptămâni pentru amplificarea producției de armament, pentru că atât europenii cât și americanii sunt pe cale să rămână fără rezerve pentru după ce au ajutat Ucraina, și nu am văzut încă știri că producția în UE sau în Statele Unite a fost grăbită. În ceea ce privește înțelegerea comună a Occidentului asupra conflictului, și cu asta o să închei așa ca ultima parte de analiză, cum va decurge acest război și cum poate fi pierdut acest război și cum poate fi câștigat, avem mai multe probleme profunde, să le spun așa. Mulți din Occident, analiști, își asumă acest conflict drept o victorie a Occidentului. Acest lucru este fundamental greșit. În primul rând, dacă avem o victorie, dacă o să o avem la un moment dat, aceasta va fi o victorie a Ucrainei, pentru că noi nu suntem implicați în conflict în mod direct. Occidentul trebuie să-și asume însă că duce un război proxy cu Rusia, așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri în războiul rece. Dar o victorie a Ucrainei este o victorie doar a ei, nu a Occidentului, poate doar una indirectă a Occidentului, având în vedere fenomenul fără precedent și unul dintre cele mai relevante în acest conflict și foarte puțin discutat până acum, de mobilizare a 10.000 de voluntari din lumea occidentală, mulți dintre ei cu experiență amplă de luptă. Așa ceva noi nu am mai văzut până acum și poate să facă o diferență imensă, și aici din nou vedem discrepanța între răspunsul guvernamental și răspunsul la nivelul individual. Apoi, problema fundamentală este că nu putem vorbi în sine de o victorie. Pe parcursul ultimei luni, Rusia a reușit să distrugă mai multe orașe și să creeze peste 10 milioane de refugiați, atât intern cât și extern, împreună. Occidentul și Ucraina nu i-au dat Kremlinului niciun motiv sau nu i-au dat un motiv suficient să se oprească. Deci, cu probabilitate mare, acest război se va prelungi timp de luni de zile și va duce la distrugeri în valoare de sute de miliarde, poate chiar și un trilion pentru Ucraina, pe care Occidentul, dacă nu cere reparații de război Rusiei, va trebui să le plătească, și care aceste reparații vor dura ani, dacă nu decenii.
milioanele de refugiați nu vor avea practic la ce să se întoarcă în următorii ani. Asta nu este o victorie. Apoi Ucraina luptă doar pentru libertate, pentru că nici NATO și nici UE nu vor să accepte Ucraina drept candidat la aderare. Și Occidentul încă nu are, și ăsta poate este cel mai important punct aici, și cu asta chiar o să închei, Occidentul nu are o strategie de câștigare a acestui război în acest moment. Până acum, Occidentul a reacționat încet, încercând să prelungească prin ajutor militar limitat rezistența Ucrainei, deși asta nu făcea parte din strategia inițială a Occidentului. Dacă vă amintiți că în primele zile de război Statele Unite discutau despre susținerea unei insurgențe a ucrainienilor într-un teritoriu ocupat de Rusia dinspre statele membre NATO. Ne lipsește practic o strategie de câștigare a acestui război proxy, că dacă am avea-o, am inunda Ucraina cu armament pentru a putea distruge toate capabilitățile rusești din această regiune, inclusiv navele din Marea Neagră. Mulțumesc! Mulțumesc, Iulia! Un duș rece! Comentariul tău a stârnit multe întrebări. O să te rog foarte mult, nu știu dacă ai mai scris în limba română, presupun că ne-am mai scris de mult timp, că sunt atât de multe întrebări încât eu o să spun vreo două, după care o să te rog mult, nu știu, ai laptop suficient de mare, reușești acum, ai timp să, cât de scurt rugămintea mea. Deci colega noastră de la SNSP, doamna profesoară Popescu, te întreabă dacă, spune aici, unii jurnaliști și congresmeni americani susțin că Putin a acționat acum simțind slăbiciunea administrației Biden și că acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă Trump ar fi avut un nou mandat. Este administrația Biden mai îngăduitoare cu Rusia decât a fost Trump? E foarte greu să comparăm cu administrația Trump. Într-adevăr, există teorii conform cărora Putin ar fi început această acțiune militară de amploare în timpul administrației Biden, pentru că Biden este mai predictibil decât Trump. Dar să nu uităm că Trump, în primele zile de invazie, a declarat pe Putin geniu. Între timp și-a schimbat părerea, dar și-o schimbă așa de la o zi la alta. Deci, având în vedere această instabilitate, nu știu dacă ar fi fost varianta cea mai bună să avem o administrație Trump. În ceea ce privește administrația Biden, trebuie să o înțelegem în contextul unei administrații, spre deosebire de cea a lui Trump, care nu este o administrație sau nu a fost o administrație republicană clasică. Administrația Biden este o administrație clasică democrată. Democrații care sunt mai îngăduitori, cum spunea doamna profesor Popescu, care sunt mai pacifiști și pentru care un război cu Rusia, într-adevăr, este coșmarul absolut. Deci, din punctul ăsta de vedere, vedem, într-adevăr, în cadrul, că îmi spuneați mai devreme, domnule profesor Goșu, de să ne uităm în burta lui Biden, nu știu dacă pot să fac acest lucru, dar pot să explic așa foarte pe scurt care sunt tendințele din cadrul Congresului American. Și, într-adevăr, aici vedem acuzații inițial în spatele ușilor închise, acum publice, de vreo săptămână, două, din partea republicanilor, care spun că administrația Biden a fost și rămâne extrem de reticentă în ceea ce privește achizițiile, în ceea ce privește ajutorul militar per ansamblu, că tot ceea ce a fost aprobat a fost la insistențele republicanilor și că, ceea ce vedem și public, administrația Biden este extrem de reticentă în a amplifica acest ajutor militar cu capabilități care poate să facă diferența în teatrul de operații.
spre deosebire de ceea ce spuneam mai devreme, rachete cu rază scurtă, ar trebui să ar fi nevoie de capabilități cu, cu rază lungă. Și atunci, aici vedem o discrepanță între majoritatea republicanilor, nu toți, pe de-o parte, și pe de altă parte democrații care sunt mult mai reticenți, așa cum am văzut, de exemplu, și în răspunsul vis-a-vis de migurile, propunerea poloneză, unde, de fapt, Biden a spus, eu nu iau această decizie, nu este o decizie politică, este una militară, decizia trebuie luată de Pentagon, Pentagonul spunând, nu credem că aceste avioane poate să facă o diferență și au potențialul de escaladare. Asta este un răspuns al unui Pentagon democrat, într-adevăr. Să-ți mai pun o întrebare, două de aici, cu privire la ultima frază, în fine, probabil că era la data, la momentul la care a scris întrebarea domnul Tom, ultima frază, nu apreciați că o implicare a Occidentului mai intens ar putea duce la o degenerare a conflictului? Se gândește probabil la un război mondial? Ba da, sigur că se poate, dar nu cred că, ne aflăm aici într-o neînțelegere. Dacă ne gândim la cum a început acest război complet neprovocat, nu putem să ajungem la concluzia decât că ceea ce face Rusia face oricum, indiferent dacă este provocată sau nu. Dacă ne uităm la mesajele din partea Rusiei, orice acțiuni pe care Occidentul le-a adoptat până acum au fost considerate sau calificate drept cel puțin provocatoare și dacă nu chiar acte de război, inclusiv sancțiunile. Deci, cred că atitudinea mai sănătoasă este să ne gândim că noi trebuie să facem ceea ce considerăm că este obligația noastră. Și că dacă conflictul se extinde, aceasta este stricta responsabilitate a Rusiei, care se simte provocată oricum și care poate să ne atace oricum, dacă așa consideră Putin. Din punctul ăsta de vedere, să considerăm, să putem să luăm în serios orice fel de afirmații din partea Kremlinului că una sau alta ar fi o provocare sau o escaladare a situației, ar fi greșit, pentru că, în primul rând, să o cităm pe ministra de externe a Letoniei, dacă nu mă înșel, există minciuni mari și există afirmații din partea Ministerului de Externe al Rusiei. Din punctul ăsta de vedere, nu putem să ne bazăm pe nimic din ceea ce spun ei și ne întoarcem, de fapt, la interpretarea intențiilor lor și la punctul de la care am pornit, acele solicitări din noiembrie sau decembrie cu privire la Ucraina, din partea Rusiei, cu privire la Ucraina, cu privire la Statele Unite și capabilitățile militare, inclusiv de pe teritoriul României și statutul de membru NATO. Dacă am vrea să nu provocăm Rusia, ar trebui să renunțăm cu toții care am aderat la NATO după 1997, să renunțăm la statutul de membri NATO, să le dăm americanilor capabilitățile înapoi și să așteptăm să vină Rusia să ne împrățișeze. Mulțumesc, Iulia. Uite, aici sunt întrebări. Uite, Mătălin Hodor. Cred că la întrebarea lui ar putea foarte bine să răspundă și alți colegi. Șerban, Ruxandra, întreabă, cred că e mai aproape de ce ați spus voi decât de ce spune Iulia. Sonia Rusu ne întreabă de bombele atomice tactice și dacă aducerea lor în discuție ce înseamnă, ce impact are în discursul public. Foarte multe întrebări. O să te rog, Iulia, să urmărești măsura în care poți. Eu îți mulțumesc foarte mult și mai am domnul Cristea, foarte scurt întrebare și cu un răspuns
scurt, eu v-am indicat să scrieți întrebările tocmai pentru a... Dar haideți că ați avut mâna sus de 10 minute. Deja, scurt, da, voi scrie întrebările mele. Haideți, cum apreciați rolul Germaniei în actuala politică de sancțiuni și, în general, la cine putem aștepta de la Germania, ținând cont de situația delicată din punct de vedere energetic? Și, dacă nu mă greșesc, vizita lui Olaf Scholz a fost ultima de rang înalt din Federația Rusă și Putin s-a arătat destul de deranjat după acea vizită. Ok, Iulia, te rog, vezi că sunt mai multe întrebări cu Germania pe chat. Da. În ceea ce privește chestiunile de energie, cred că cel mai bine vă răspunde Cristi Tătarul ăsta, care urmează să discute despre energie. Ceea ce putem să spunem pe scurt, am spus deja, în ceea ce privește atitudinea Germaniei vis-a-vis de Ucraina, per ansamblu. Putem să ne întoarcem la 2008, când Germania și Franța au fost cele care s-au opus statutului de candidat Membership Action Plan pentru Ucraina, și dacă e să ne gândim la ce a fost mai întâi și care a fost problema, dacă atunci ele nu se opuneau, poate că acum nu aveam această problemă militară. Această atitudine a Germaniei se perpetuează de atunci încolo. Și o vedem în raport cu Ucraina, oprirea statutului de candidat pentru în cadrul UE pentru Ucraina, o vedem în raport cu Polonia și cum se referă cancelarul Scholz la sprijinul acordat sau propus de către Polonia în ajutorul Ucrainei. Putem să o vedem și în raport cu energia, inclusiv faptul că Germania nu vrea să prelungească activitatea reactoarelor nucleare pentru a diminua energia, consumul de energie din partea Rusiei, când alte state fac acest lucru, când energia nucleară este una mai degrabă verde sau curată în raport cu gaz și petrol și așa mai și cărbune. Și atunci... De fapt, trebuie să vedem această atitudine a Germaniei vis-a-vis de Ucraina drept o, mai degrabă o continuitate din 2008 încoace, cu o mică surpriză în ultimele săptămâni, nu-i așa, cu creșterea bugetului militar al Germaniei, cu aprobarea de ajutor militar pentru Ucraina, dar și acele au fost extrem de întârziate. Așa că... Dacă e să ne gândim pentru următoarele luni, probabil că se va perpetua cumva aceeași politică vis-a-vis de spațiul estic. Ok. Ai adus în discuție summitul NATO de mâine și consolidarea lui. În România, în general, e multă mitologie despre echilibru flancului estic. Nu știu, cred că era alături de noi și Octavian Manea, dacă ar vrea să intervină pe acest subiect, înainte să-i trec microfonul lui Cristi Tătaru, să fac o trecere în revistă cum stăm cu forțele pe flancul estic înaintea summitului de mâine, care sigur nu va aduce schimbări majore. Sau Octavian nu mai este aici, sau a ieșit, văd, nu mai văd, a ieșit, e aici, îl văd eu. Ah, Octavian, da. Este. E important totuși de fixat niște lucruri, pentru că le văd pe site-ul NATO clare, cu hărți, spune acolo ce trupe sunt în România, ce trupe sunt în Estonia, ce trupe... Și în același timp, la noi văd, mai ales la nivelul decidenților, că, domnule, suntem apărați, e bine să stăm liniștiți. Niciodată nu cred că e suficient să ne bazăm pe niște... Dar când s-a rupt, Octavian? Când s-a fracturat flancul estic în zonă de nord, în zonă de sud? Parcă până în 2016 era relativ egal. Ce s-a întâmplat? Păi el n-a fost niciodată, să zic așa, o postură colectivă egală pe flancul estic. Adică... Anexarea Crimeei a generat într-adevăr un pivot euroatlantic al NATO pe flancul estic, dar accentul și centrul de greutate a fost zona baltică. Iulia amintea mai devreme
agenda românească cu sporirea prezenței forțelor navale în Marea Neagră, dar sigur acolo s-au, toate aceste inițiative s-au lovit de reticențe clasice la nivelul Alianței Euroatlantice plus Convenția de la Montreux. Explică-mi, cum ajunge România să aibă 3.000 de militari aliați, da? Și o țară de 4 ori mai mică decât România, Lituania, să aibă 4.000. Cui datorăm această performanță diplomatico-militară? Permanent, atenția statelor occidentale a fost preponderent orientată spre spațiul Baltic. Aici nu e cale de întors. Adică vedem după 2014 pivotul, dar îl vedem ancorat pe Polonia plus statele Baltice. Ca să vedem, cel mai mare beneficiar și câștigător al acestor zile, dacă putem vorbi așa, este Polonia. Gândiți-vă, sunt 10.000 de militari americani în Polonia la momentul ăsta. Diferență de la 10.500 la 3.000. E totuși de 3 ori mai mult. Era de 2 ori mai mult, dar mai de 3 ori mai mult. Da, deci spunem că nu suntem apărați, dar tot militarii, tot în Polonia. Deci, pe scurt, dezechilibrul flancului estic va continua. Fără a avea o postură din asta sensibil amplificată, să zic așa, echitabilă pe întregul flanc estic, nu ne putem aștepta la o agendă în sensul ăsta. Ce s-a discutat zilele acestea și Iulia a menționat că e pe agenda summitului NATO și s-a anunțat, vom avea un fel de distribuție în oglindă cu momentul 2014. Adică am avut 4 batalioane, grupuri de luptă la momentul 2014, acum vom avea formarea unor batalioane tactice în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria. Deci este ceva în oglindă. Abia acum, la momentul 2022, flancul sudic, partea sudică a flancului estic ajunge la ceea ce am văzut în 2014. Dar să nu uităm ce se întâmplă în Polonia. Adică Polonia e centrul gravitațional al acestei arhitecturi și orice discuție despre echilibru încă este departe de realitate. Dar să ne așteptăm la o discuție așezată. Avem două documente strategice importante, conceptul strategic al NATO, care va pune în discuție postura pe termen lung a alianței pe flancul estic. Ne referim la arhitectura de deterrence și de apărare cu potențial pentru următorul deceniu. Deciziile astea nu vor urma acum, dar până în vară se vor concretiza, mai ales completând ce spunea Iulia, actul fondator NATO-Rusia este mort. Nimeni nu se așteaptă ca el să mai fie luat pe fondul revizionismului teritorial și imperial pe care Rusia l-a arătat în ultimii ani. Actul fondator NATO-Rusia, cu prezența, să zic așa, rotațională, este un artefact al anilor 90, al unui mediu de securitate specific al anilor 90. Acum suntem într-o cu totul altă lume. Și mă aștept ca inclusiv administrația Biden așa să propună niște lucruri de mai avansate de permanentizare a acestei prezențe în Est. Ești optimist. Mulțumesc. Trebuie să completăm un pic, pesimismul Iuliei. Da. Da, mulțumesc mult, Octavian Manea, ziarist, revista 22, astăzi de la Bruxelles, unde își face un doctorat, cel mai competent expert român în probleme de securitate, probleme de NATO în acest moment. Acum, Ruxandra, văd că ai întrebări și tu pe chat, Șerban, presupun că ai și tu, apreciez dacă o să vă uitați și sunt multe întrebări, neobișnuit de multe. Acum, Cristian Tătaru, Cristi Tătaru este absolvent al celebrei, a fost foarte mult scandal în România la un moment dat, că cineva a zis de M. Ghimo, nu? M. Ghimo fiind Institutul de Relații Internaționale de la Moscova.
Deci el știe Rusia nu din auzite, nu din povești, a fost acolo, a stat acolo, a făcut studii acolo, a făcut acolo un masterat și a lucrat acolo la delegația UE de la Moscova și s-a specializat în probleme de securitate energetică. Îl invit de mai mulți ani la cursurile mele și sunt întotdeauna, aflu o grămadă de lucruri de la el și studenții sunt întotdeauna fericiți că le aduc un expert de așa calibru. Îți mulțumesc că ai acceptat să particip la această discuție și aș vrea să vii tu cu lentila ta pe securitate energetică. O să prelungim puțin această discuție, vă anunț de acum. Vă promit că maxim 15 minute voi prelungi discuția, dar nu se poate să nu-i oferim, să nu ne oferim noi șansa de a afla lucruri noi și interesante și importante de la Cristian Tătaru. Te rog, Cristian. Și eu mă simt onorat să particip la această discuție și un pic intimidat de nivelul celor care au vorbit anterior. Sigur că când mi-a spus să vorbesc despre energia din Rusia și ce se întâmplă acum, acum am ajuns în situația asta, am început să-mi fac, să zic așa, un research, să fac un PowerPoint unde am ajuns la foarte multe slide-uri cu foarte multe date tehnice și mi-am dat seama că suntem într-o situație în care pur și simplu, eu de când urmăresc 10 minute, Cristi. Da, de când urmăresc Rusia pe energie de 10 ani cel puțin, n-am mai trăit așa o perioadă. Se schimbă lucrurile de la o oră la alta, de la o zi la alta, semnificativ. Sunt lucruri pe care nu cred, nu, eu nu mă așteptam și sunt convins că nici cu cine am mai vorbit care urmărim energia, care nu se așteptau să avem așa o schimbare radicală, deși în sigur că cum a spus și Iulia și alți comentatori, sunt destul de nemulțumiți că noi nu am oprit importurile, să avem un embargo pe hidrocarburi față de Rusia și da, pot să fiu de acord și înțeleg argumentul că fiecare dolar care merge în Rusia poate să cumpere o bombă care să spun așa, să distrugă părți din Ucraina, dar în același timp am ajuns în sfârșit la un consens. Am ajuns la un consens în care am înțeles că trebuie să devenim independenți de Rusia. Mă refer la hidrocarburi. Și asta e și o problemă, pentru că noi niciodată, nici Uniunea Europeană, nici specialiștii nu și-au pus scenariul ăsta în față și nu am lucrat la scenariul ăsta. Încercam să facem o diversificare, să lăsăm Rusia cam la 33% ca și parte din mixul energetic, să spun așa. Aveam tot timpul și Uniunea Europeană avea această abordare comercială, să spun, în care piața trebuie să decide și prețurile decid, sigur, ce energie cumpărăm. Aveam chiar și în Uniunea Europeană această competență mixtă, să spun așa, adică nu era o competență a Uniunii Europene în care statele decideau pentru mixul energetic și niciodată nu ne-am pus problema acestui scenariu în care suntem acum. Vreau să fac și un share screen puțin pe niște date, ca să înțelegem un pic și istoria și ca să vedem unde o să ajungem. Deci, după părerea mea, Rusia a avut trei perioade în industria de hidrocarburi. Declinul din anii 90, pe care sigur o să-l vedem acum. Deci suntem într-o perioadă, cine a studiat anii 90, industria de petrol și graze a Rusiei, va înțelege foarte bine anii 2022-2030. Colaborarea cu Vestul, care apoi a început să, din 98 încolo, după să rușii știau că au nevoie de investiții, de ajutoare, naționalizarea și controlul a început deja din 2003. Putin și-a scris în 97 lucrarea lui de masterat, să spun așa, despre rolul planificării strategice în domeniul energetic, deci din 97. În 99 a avut un articol în care a explicat că energia e a rușilor și statul trebuie să controleze fluxurile de capital. Apoi am avut pre-Green Deal-ul și Revoluția Shell din 2014 și perioada cu puține sancțiuni din 2014, ca să nu afectăm sectorul energetic rusesc, doar să-l facem, să spun așa, a fost mai mult ca semnal și pe viitor acele. Iar acum avem post-2020 cu multe sancțiuni, plecarea companiilor occidentale, ceea ce fără precedent, mai ales în industria de petrol și gaze, unde companiile sunt foarte pragmatice și aici Rusia a avut o politică pragmatică. Vedem, de fapt, în istorie că companiile în 2002, 80% erau companii private în Rusia și 20% erau de stat. În 2008 deja erau 58% și acum suntem cam 70% sector de stat în Rusia. Deci centralizarea asta a funcționat
Și vedem și cum a fost declinul, din cauza că nu mai aveau tehnologie în anii 80, problemele financiare au avut un declin foarte mare, care îl vom avea și acum. Aici se și vedem producția de petrol, deci 93, cum a scăzut, și doar din 2002 deja începe să crească. Cresc și prețurile, dar și Putin a creat un mediu foarte favorabil pentru investiții. Dependența o avem foarte clară de petrol, gaz și cărbune. În regiunea Mării Negre, să spun așa, pentru că discuția este și despre Marea Neagră, am avut diferite proiecte și unele s-au anulat pentru că pur și simplu nu am avut această abordare pragmatică pe care rușii o aveau. Ei făceau proiectul, veneau și cu banii și găseau și cumpărătorii. De exemplu, Burgas Alexandropoulos a fost un proiect care rușii voiau să-l facă ca să se evite stâmptarea Bosfor, ca să trimită mult mai mult. Dar și proiectul care noi în România a fost, să spun așa, în 2002 parte, P8, Pan-European Pipeline, în care eram România, Serbia, Croația, Slovenia și Italia. El nu a mai funcționat, dar acum ne-ar fi prins bine, pentru că avem o mare problemă. Noi ca România, de exemplu, aici vedeți consumul de petrol al României, noi importăm 28% din Rusia, 32% din Kazakhstan. Suntem într-un război hibrid în care Rusia folosește toate armele. Am văzut acum acea conductă care de fapt vine din Kazakhstan, după cum o vedeți, ajunge la Marea Neagră și direct la Petromidia, de fapt. Noi importăm din Kazakhstan, Rusia a blocat aceasta. Deci a fost niște probleme tehnice și a spus că două luni nu se va mai repara această conductă. Deci pur și simplu blochează exporturile din Kazakhstan, care sunt un miliard de barili pe zi, deci 1% din producția mondială aproape, 2/3 din exportul Kazakhstanului. Și motivează că nu au piese din cauza sancțiunilor să le cumpe. Va fi o mare problemă noi nu, și, sigur, presiunea pe embargo. Noi nu putem ca România să, adică cu gazul din, cu petrol din Kazakhstan am fi putut totuși să mai susținem, să mai găsim să înlocuim petrolul rusesc, dar acum va fi și mai complicat. Deci suntem în acest război, vedem dependențele de petrol pe fiecare țară, cât plătește, de exemplu, fiecare țară. România, de exemplu, eu am calculat ca o estimare, am fi ajuns cam la 5 miliarde în 2021 să plătim pe țițeiul, să spun așa, venit și din Kazakhstan și din Rusia, dar în principiu de jumătate ar fi fost cam 2,5 miliarde pentru Rusia, aproape, și Europa plătește 104 miliarde. Deci, iar dacă cine e interesat, într-adevăr, există un barometru care calculează de când a început invazia cât am plătit noi Rusiei. Ieri era 17 miliarde. Și vedeți pe fiecare. Sigur, în Marea Neagră încă mai sunt petroliere. Există companii, aici vreau să spun, companii care au plecat, în special, să spun așa, Shell, BP și Exxon, dar aceste companii oricum erau presate de ruși. Aici e o greșeală, sper să, când o să vorbim mai mult, e o greșeală. Companiile acestea au fost, să zic așa, nu că e strocate, dar au fost presate de Rusia, iasă din Rusia, au acceptat presiunile Rusiei pentru bani și BP-ul știm. TNK BP a fost vândut la presiunea Rosneft, a lui Sechin. Shell-ul a vândut Gazpromului proiectul care avea în Sahalin. Tot la presiune. Se făceau presiuni simplu, de exemplu, domnul Hodori aici și place această zonă. De exemplu, FSB-ul spunea nu aveți voie străini, nu au voie să aibă acces la acte și cu resurse, la hărți și să lucreze pe hărțile alea. Străinii din BP care erau geologi au zis nu putem să mai lucrăm, să facem compania, să înțelegem ce resurse sunt. Și prin acest veto au pus presiune și la un moment dat au ieșit. Dar ei au acceptat asta. Acum ei au ieșit primii și au zis că nu mai continuă. Sunt companii care, în schimb, au spus că vor continua să fie, doar să nu mai facă investiții, cum e Total. În schimb, există și acești traderi care încă cumpără și vând petrol și din Marea Neagră și petrol rusesc, cum sunt Traficura, Vitol și Glencore și Bunvor. De fapt, unii chiar au fost creați de ruși în Elveția, de Timchenko, de frații Timchenko. Și încă sunt profituri foarte mari. Vom intra într-o zonă gri în energie, vom intra într-o zonă în care deja foarte mulți au ieșit, care sunt sub sancțiuni, au ieșit din acționariate, să spun așa, chiar și domnul care are și în România un combinat TMK, Dimitri Pumpeanski, nu mai e acționer la TMK și e o listă întreagă care au ieșit. Intrăm într-o zonă gri, intrăm într-o zonă foarte, să spun așa, de corupție, cum a fost și în anii 90. Domnul Armand Gros probabil știe, la Surgut Neftigaz, nici acum nu știam foarte mult, nu am știut cine sunt acționarii, unde se duceau banii. Cam așa va fi și în continuare. Sigur că companiile care au ieșit asigurau 50% din noile tehnologii, acele companii Schlumberger, Halliburton, de servicii petroliere, ele au ieșit, deja avem o scădere de 6% a producției. Deci problema nu va fi doar că noi nu impunem un embargo, în viitor Rusia nu va mai produce să ne vândă.
Deci asta se va întâmpla vrem, nu vrem și trebuie să ne pregătim pentru asta. Și aici vedem cât petrol e pe mare, cât e discountul de 30 de euro că-l vând și ce politici s-au luat. Pe politicile care au fost embargo, sigur, în Statele Unite și Marea Britanie, care au putut. În UE încă se discută, țări ca Germania și Italia se opun. Avem deja, să spunem așa, diversificare. În Azerbaijan putem găsi Arabia Saudită, dar Iranul și Venezuela încă sunt cu semne de întrebare. Ei ar putea să înlocuiască o parte din acest petrol, dar deocamdată sunt probleme politice. Ce nu se discută, și cred că ar trebui, nu se discută folosirea rezervelor strategice. Există o agenție internațională a energiei, care a fost creată după acele șocuri, să spunem așa, din 70, care impune și noi România, avem rezerve strategice pentru 90 de zile. De fapt, toate aceste rezerve strategice la nivel global, dacă le-am folosi, am putea înlocui timp de un an tot petrolul rusesc. Sigur că după aia nu am avea aceste rezerve, dar s-ar putea găsi această soluție și discutată cu toate țările importatoare și cele care Europa își va permite. Vom trăi mai prost, dar își va permite totuși. Alte țări nu își vor permite, cum sunt Pakistanul. India acceptă, pentru că pur și simplu e nevoită să accepte. Și sigur, vor fi costuri, cum am și spus, pe termen scurt și mediu. În Europa putem face față, poate, să spunem așa. Țările non-UE trebuie implicate. Pentru climă e bine, de fapt, dacă nu vom folosi cărbune. Și pe Rusia afectează foarte tare. Aici e un sistem care, așa, și domnul Hodor, cum funcționează economia Rusiei. E un sistem rentier, de fapt, în care aceste companii generau rentă, se duceau la companiile petroliere care dădeau pe lângă subsidii, mită și alte lucruri, apoi la stat, care și el. Și asta s-a înțeles foarte bine și din cauza asta rușii aveau o politică pragmatică și reușeau să... În ceea ce privește gazul, sunt 155 de miliarde de metri cubi care trebuie să înlocuim. Am avut diferite proiecte, unele care s-au făcut, altele care s-au anulat din diferite motive. Și cred că unele ar fi fost bune acum, să spunem așa, mai ales LNG-ul. De ce nu avem LNG în Marea Neagră? O întrebare pe care noi nu ne-am prea pus-o. De multe ori se spune că nu permite Turcia din cauza că strâmtoarea din Bosfor. Sigur, Turcia pe motive de securitate interzice, dar nu Convenția Montreux interzice. Rușii, de fapt, dacă o să citim și au fost, ei chiar voiau să exporte LNG la un moment dat când aveau acele planuri prin Bosfor și voiau să investească cu turcii împreună ca să mai... să reușească să facă lucrul ăsta. Noi nici nu ne-am pus. Există un terminal LNG între Bosfor și Dardanele, Marea Marmara. Ok. Și cum am ajuns aici? Păi, în primul rând, producția de gaz din Uniunea Europeană, vedeți cum a scăzut. Cel mai mult, în special, da, în Olanda, România și nouă ne-a scăzut. Asta e prima. Și vedem cum a crescut sau a rămas cel puțin dependența de Rusia. Deci scăderea producției e o problemă globală aici, unde de fapt această tranziție energetică și verde, asta e un slide de la Agenția Internațională de Energie, vedem cum scad investițiile în hidrocarburi, în producție nouă, dar investițiile în energie verde, electricitate, chiar dacă n-au crescut cu mult și oricum nu am ajuns la un nivel care să le înlocuiască. Deci noi am scăzut producția, cererea a rămas același și nu am înlocuit-o cu altceva. Și sigur, Gazprom a avut o strategie bună, comparativ cu armata rusă, aș spune. A fost o strategie cu o plausible deniability foarte bună. Ei, într-adevăr, au redus foarte mult rezervele de gaz care le aveau în Europa și au dus la această presiune pe preț. Știm înainte de război cum au reușit să facă lucrul ăsta. A fost un factor. Și, sigur, acest lucru a fost și o lipsă de reglementare. Și LNG, sigur, importăm LNG, mulți spun că va fi o soluție, dar în același timp nu vom putea înlocui, vedem aici, capacitățile de LNG pe viitor. Deci anul viitor vom avea 10 milioane de tone, dacă înmulțim cu 1,36, ar fi cam 12 miliarde de metri cub. Cam cât consumă România într-un an, se va adăuga în plus ca și capacitate de LNG anul viitor. Și aici avem și Rusia inclusă, care va avea probleme să ducă la bun sfârșit, la timp, proiectele. Deci nu vom putea înlocui. Sigur, există un plan al Uniunii Europene, care eu am făcut aici un slide cu măsuri propuse de Renew Power și să înlocuim acești 155 cu diferite măsuri. LNG, să aducem 50 de LNG la anul, adică ne vom lupta pentru acest LNG. Nu va fi în plus, vor fi prețuri mai mari și toate aceste măsuri necesită investiții și timp. În ceea ce privește
sigur, pe flancul estic, ce ar trebui noi să facem este să ne orientăm pe Croația, Grecia, Turcia și să încercăm să aducem mai mult LNG de acolo și să terminăm interconectorul cu Bulgaria, să sporim producția internă, achiziții comune de gaz, vedem că Uniunea Europeană a permis lucrul ăsta, noi și bulgarii, din câte am înțeles, suntem deschiși la lucrul ăsta, cred că vom face o achiziție probabil comună pentru gaz din Azerbaijan să negociem un preț mai bun. Diversificarea resurselor din Turcia. Turcia trebuie stimulată să devină un hub de gaz, să putem cumpăra mult mai ușor gaz și LNG de acolo. Și, sigur, eficiență energetică și educație. După cum am văzut, oamenii au probleme și cu aceste schimbări de contracte, nu știu de ce, cum să economisească energie. E și aici o problemă. Și aici vedem exact, de asta spuneam, pe hartă se vede clar, deci acest terminal să ne aducă direct gaz și terminalurile din Grecia, deci cam asta ar fi, și din Turcia. Pe cărbune trebuie să ne renunțăm cât mai repede, la asta se poate, poate chiar să suspendăm acest mecanism de European Trading System, de carbon, de certificate de carbon, pentru că asta, cel puțin pe termen scurt, împiedică sau face foarte scump utilizarea cărbunelui, să folosim o perioadă scurtă cărbune și să renunțăm la el. Și iar pe nuclear e o problemă foarte mare. Nu cred că vom pune sancțiuni pe Rosatom, nu cred că vom pune sancțiuni pe domeniul acesta, pentru că sunt aceste, care le vedeți cu albastru de aici, sunt centrale nucleare care au fost combustibil din Rusia. Aceste celelalte sunt combustibili și din Bulgaria cu tehnologie rusească, mai au nevoie de părți. Avem Candu aici, acuiul probabil se va termina primul sau doilea reactor. Putem să impunem să nu se mai termine PAC-ul adică sancțiuni. Și concluzia ar fi că vom putea renunța la gaz, la cărbune repede, la petroliu în 1-3 ani și la gaz cam în 3-5 ani. Va costa, dar sigur tot timpul acum vom pune alternativa în față și se pare că suntem dispuși să facem lucrul ăsta. Pentru regiunea Mării Negre nu va fi ușor, va fi o nevoie de inițiativă comună, politici susținute și sigur Rusia va fi foarte afectată, dar nu e clar dacă asta va opri războiul. De fapt, asta e o întreagă discuție, dacă acest factor de descurajare care era vehiculat, aceste trade-uri de energie, chiar și conductele care trec prin Ucraina de gaz și de petrol, descuraja Rusia să intervină. De fapt, era un trigger wire, să spun așa, adică o modalitate prin care Ucraina putea să pună presiune pe vest, dacă era o incursiune să spună. Vă afectează și pe voi. Dar vestul, de fapt, a acționat acum destul de în forță și vedem că atât gazul prin Ucraina, care e exportat în Uniunea Europeană, trece, chiar s-au mărit exporturile de gaz, cât și petrolul. Deci avem acea cupă drujba care, dacă o vedeți aici, trece chiar prin Ucraina. Deci, și merge în continuare, ajunge la toate aceste rafinării din Uniunea Europeană. Și sigur, va fi și o presiune foarte mare a publicului. Vedem deja cei de la Greenpeace au scris pe un tanker petrolier rusesc, oil is war, și companiile reacționează la acest lucru. Cam asta a fost. Mulțumesc, Cristian. Și mai sunt pus să răspund la întrebări. Mulțumesc. Și încă un lucru aș mai adăuga, OPEC Plus. E tot așa. E împărțit. Rusia, de fapt, e reprezentantul țărilor din OPEC Plus în Consiliul de Securitate. Să știi că nu te mai auzim. Această dilemă. Dacă... Da. Să știi că nu te mai auzim. Se aude acum? Nu, acum da, acum da. 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 Uite, îți mulțumesc foarte mult. Și o pe plus sau o dilemă, că se duce la Rusia sau nu? Da, da. În ultimul minut s-a auzit foarte prost. Îți mulțumesc și ție, mulțumesc Alexandrei, mulțumesc Iuliei, mulțumesc lui Șerban pentru această seară, pentru comentariile pe care le-ați făcut. Vă invit, dacă mai aveți timp și mai puteți să mai răspundeți, văd în continuare întrebări. Propuneri de discuții, uite, vorbeam la seminar acum câteva luni de faptul că Rusia are și rezerve de metale rare, nichel, și că piața internațională fără resursele din Rusia o să aibă mari probleme. Sunt și alte teme interesante propuse aici, dar vreau să ne limităm la o oră și 45 de minute, deși am zis
oră și 30 de minute. Sper că a fost interesantă discuția, sper că am trecut cu mult peste nivelul de talk show de pe televiziune românești. Prezența dumneavoastră a studenților ne-a obligat la asta și eu zic că fiecare dintre noi am avut de aici ce învăța. Încă o dată mulțumesc, mulțumesc GDS-ului pentru acest proiect interesant și zic eu că a fost o discuție reușită în această seară. Andrei, ok? Un cuvânt la sfârșit? No, asta e tot. Mulțumesc și eu. Toată lumea cred că a fost mulțumită. Am aflat multe lucruri. Am mai fi pus multe întrebări. N-aveți voi răspunsuri câte întrebări câte avem noi. Dar acum trebuie să le spunem. O să ne mai întâlnim, o să mai discutăm. Trebuie să le spunem și colegilor noștri că această discuție, un rezumat al ei, va fi publicat în revista 22. Nu știu dacă am apucat să Ruxandre, cred că i-am spus. Celorlalți încă n-am apucat. Vă spun acum, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare, colegilor de catedră, prietenilor care au vorbit, care le mulțumesc lui Octavian, care, a cărui față nu o vedem, îi mulțumesc și lui pentru că a fost de față la această discuție și a venit cu niște comentarii pertinente. O seară bună vă doresc și să ne revedem la alte întâlniri la invitația Cafenerii Civice. O seară bună! La revedere! Mulțumesc ambasadei Statelor Unite care a permis, a finanțat tot acest proiect. La revedere! Mulțumim frumos! La revedere! Mulțumim.